Ziua de 8 martie a fost cu adevărat magică. De mult nu mai petrecusem o zi întreagă alături de mama și m-am bucurat enorm că a fost chiar de ziua femeii. Ne-am distrat ca fetele, cum altfel dacă nu la shopping. Am răsfățat-o cu toată atenția mea și cu câteva cumpărături la Veranda Mall. Prima oprire a fost la H&M, de unde și-a luat câteva hăinuțe drăguțe. După, a trebuit să căutăm câteva accesorii și bijuterii pentru ținutele alese. Pentru asta ne-am oprit la magazinul La Sarto Gioelli, de unde și-a ales un ceas și mai multe brățări. Nici o ținută nu poate fi completă fără o pereche de pantofi. Așa că următorul magazin de pe lista noastră a fost Tabor, de unde și-a ales o pereche de pantofi specială, cu un toc cu imprimeu floral, în ton cu primăvara. La magazinul Tati a fost de-a dreptul fascinată de decorațiunile interioare, dar și de hainele drăguțe pe care aceștia le au. Nu mai auzisem de acest magazin și mă bucur că l-am găsit la Veranda Mall, care este singurul mall din România unde îl puteți găsi. Sephora Our Love. Atât eu cât și mama suntem pasionate de produse de beauty și parfumuri. Am testat câteva din produsele Sephora și am beneficiat chiar și de o ședință de make-up. Iar după atâta shopping, ne-am oprit la o cafea și un prânz delicios cu sushi la Sushi Terra. Mi-a plăcut mult această zi și sper că și mamei, pentru că vreau să facem din asta o tradiție pe care să o repetăm în fiecare an. Aveți și voi ocazia să vă răsfățați mama, așa cum am făcut-o eu, dacă participați la concursul organizat de Veranda Mall în perioada 1-12 martie. Tot ce trebuie să faceți este să lăsați un comentariu la postarea lor de concurs, de pe pagina de Facebook Veranda Mall, în care să vă descrieți mama. Puteți câștiga cumpărături în valoare de 1000 de euro în Veranda Mall pentru mama voastră. Pretty cool, nu? Vă doresc noroc și sper că ziua de 8 martie ați petrecut-o frumos alături de mamele voastre.